cetățenilor a jucat un rol foarte important în Europa, în Europa timp de mii de ani. După ce Dacia a fost cucerită de romani, au venit în Apuseni și mai ales la Aldunus Maior, Roșia Montană de azi, populații întregi pentru a exploata aurul. Aceste populații au venit cu modul lor de trai, cu organizarea lor și au lăsat numeroase inscripții cu nume ilire, cu divinități din Dalmația mai ales. Ne aflăm în punctul Hopgăur, punct care face legătura între așa numită Valea Roșiei Montane și Valea Cornei. În acest punct, în cadrul Programului Național de Cercetare al Burnus Maior, au fost descoperite, pe baza unor cercetări anterioare semnalate în literatura istorico-arheologică de profil, urmele unei necropole de incinerație de epocă romană. Necropola de incinerație, sigur legată de prezența coloniștilor iliro-dalmatini, colonizați de statul roman pentru exploatarea zăcămintelor aurifere din zona dalmato-iliră, este practic cam prima cercetată exhaustiv pentru această populație și rezultatele științifice oferite de cercetarea exhaustivă a necropolei sunt vitale pentru înțelegerea procesului și devenirii acestei populații, despre care sigur că știm foarte puțin. Știu foarte bine locurile, cunosc Roșia Montană de decenii. Aceste populații locuiau în așezări întinse pe sute de hectare, care nu pot fi dezvelite, nu pot fi cercetate în câțiva ani. E vorba de o populație adusă din zona sud-dunăreană, colonizată aici. Sigur că față de prezența structurilor de așezări stabile, numărul morților este mult mai mare. Este și firesc pentru că rata mortalității și datorită acestei meserii foarte periculoase pe care o practicau erau foarte mari. Prezența unui număr de peste 3-4 opaițe în complexele funerare ar îndreptăți către o atribuire profesională, ca acestea fiind morminte de mineri, având în vedere importanța excepțională pe care o are lumina în lucru în galerie. De altfel, și studiile sociologice și economice pe această ramură, de exemplu, știm de la Plinius cel Tânăr că durata unui schimb în mină era bazinul unui opaiț, cât ardea un opaiț. Ne aflăm în punctul Țarina Capolna. Aici își desfășoară activitatea echipa muzeului din Alba Iulia. Între descoperirile ce trebuie menționate din cursul acestei campanii se numără traiectul unui drum, care îl avem în plan îndepărtat, asupra cărei datări deocamdată nu ne putem pronunța până când nu va fi investigat cât mai mult. Singurele mărturii romane despre care vorbește harta lui Postemnii din secolul XIX sunt atestate în acest punct de către un număr de 5 morminte romane de incinerație. Ne aflăm în fața unui mormânt. Bănuim că este roman datorită inventarului care a fost până acum recoltat din el. Mormântul se află în curs de cercetare. După cum vedeți, este de incinerație, în groapă de formă aproximativ rectangulară, fiind în tiparul obișnuit al mormintelor de secol 2-3 descoperite la Roșia Montană. După cum spuneam în ceva mai devreme, în secolul XIX Postemnii menționa aici la Capolna urme romane. Sincer să fim, ne așteptam ca aici să găsim elemente de habitat, ținând cont de numeroasele descoperiri funerare din această zonă. Dar până acum avem descoperite doar câteva morminte, toate de incinerație, la fel, surprinse la o adâncime relativ mică, ceea ce ne face să gândim că în mare parte ele sunt afectate de lucrări ulterioare. Foarte interesantă este poziționarea acestei necropole în imediata vecinătate a unor puncte de exploatare primare a minereului, în conexiune cu anumite structuri de locuire surprinse de noi. Aici ne aflăm poate într-un caz fericit,
în care prezența anumitor categorii sociale menționate în izvoarele epigrafice, este vorba de capii acestei populații dalmatine și anumiți princeps delmatorum. Este o incintă monumentală, un mormânt care urmează toate regulile arhitecturii funerare elenistice, se trage din tradiția mormintelor de tip tolos, a avut un caracter tumular, deci practic a fost acoperit cu totul, se vedeau numai zidurile albe la suprafață și cu cornișa decorată. În interior sunt două morminte de incinerație în sarcofage de cărămidă acoperite cu lespezi de andezit. La Rufia Montană există mina, există așezarea de minieri. La fiecare așezare de minieri există zona sacră, zona de temple și necropola aferentă. În momentul în care se epuiza filonul sau din alte motive, se muta mina, se muta și colectivitatea care făcea cercetările. Deci nu există o așezare unică pe care să o cercetezi, ci există multe așezări, probabil cronologic dispuse în spațiu, care ar trebui să fie cercetate. Ne aflăm în momentul de față în apropierea uneia dintre cele mai importante descoperiri arheologice din zona Roșia Montană, incinta funerară romană din punctul Tăugăuri. În conformitate cu prevederile legale în vigoare în România, precum și cu codul de practică al arheologilor, arheologii sunt cei care decid soarta descoperirilor lor în cea mai mare măsură. Respectiv, dânsii fac o cercetare, redactează un raport și pe baza acelui raport autoritățile competente iau decizii vis-a-vis de conservarea sau nu in situ, adică pe loc, a anumitor monumente. În mod normal, săpăturile arheologice ar fi trebuit să fie precedate de cercetări magnetometrice care să determine natura tuturor vestigiilor de sub glie. Ori, acest lucru nu s-a făcut. S-au săpat în ultimii 2 ani aproape 3 hectare, dar s-a dat aviz de descărcare arheologică pe circa 1000 de hectare. Principiul este că dacă ai început să sapi, să dezvedești o așezare, trebuie să o dezvedești în întregime, adică cu locuințe, cu temple, cu cimitire și să găsești și intrarea în galeriile respective. Ori nu s-a făcut așa. S-a săpat dintr-o așezare un templu, din alta așezare un cimitir, din a treia așezare încă un templu și s-au unit toate punctele și s-a dat descărcarea pe întreaga suprafață. Prin inițierea unei cele mai mari exploatări de aur din Europa, Roșia Montană Gold Corporation a cerut Ministerului Culturii să financeze, conform legii, cercetările și așa s-a alcătuit un program de cercetare național al Burnus Major. Ca arheolog am fost șocată că în toate materialele publicate despre acest program de cercetare al Burnus Major, scopul era descărcarea de sarcină arheologică.